ceva despre ce e vorba. În acest proiect? Butonul roșu salvează vieți. Colegii de la PSD chiar mi-au ridicat o idee. Din moment ce este un parteneriat cu crucea galbenă, de ce se numește butonul roșu? Chiar bună idee. E un parteneriat cu crucea galbenă. De ce se numește butonul roșu? Eu zic să se numească butonul verde. Politizați orice proiect. Eu vreau să vă opresc pe toți câteva momente. Am fost atenționați de către doamna director că la fix, adică la ora 17, vor începe concertele și nu mai poate amâna programul. Așa că trebuie să ne încadrăm în timp. Dacă vă mai certați mult, nu mai ne auzim deloc. Să supunem la vot proiectul numărul... Are și doamna Niță un amendament. La proiectul 17? La proiectul 17? Acum am sesizat că denumirea proiectului nu s-a corelat cu articolul 1 modificat, și anume că obiectul acestui proiect este solicitarea acordului Consiliului General și ulterior implementarea. El a fost inițial transmis direct pe implementare, dar necesita acord și, prin urmare, propun modificarea titlului proiectului cu solicitarea acordului, așa, în vederea implementării acestui proiect. Și vă mulțumesc, modificați butonul roșu. Dăm drumul la vot pentru amendamentul propus de doamna Niță. Repede și după aceea proiectul cu amendamentul. Să butonul verde. Dăm drumul la vot pentru amendament. Haide, nu e și la copii, domne, că ieri glumeți. A fost cu... Glumeți cu telefon. Vă rog să pus amendamentul propus de doamna Niță. Dacă 18 voturi pentru și 20 de voturi pentru. Trebuie să 22 de voturi pentru și abținere. Amendamentul a fost aprobat și acum votăm proiectul numărul 17 cu amendament cu toți. A te pus, domnul președinte, și un amendament. Chiar așa. Mai... Și numai... Detalii a cerut domnul președinte și n-am auzit despre amendament. Păi tocmai asta spuneam, da, că este prezentat proiectul în raportul de specialitate. Nu s-a dat drumul la vot încă, dar puteți să explicați noastră dacă aveți, domnul primar. Nu explic eu de ce e butonul roșu. Să ne dea detalii ce reprezintă acest proiect. Pentru ce votezi? Votezi ce? Votezi ce nu știu? Domnul Puștașu, să înțeleg că n-ați citit proiectul? Chiar acum dumneavoastră ați spus că votați și nu știți ce votați. Este foarte, foarte jenant. Mai bine operăm butonul verde, că înseamnă viață. Domnul Bezeanu, vă rog, doamna director, câteva cuvinte despre. E un proiect social, este foarte bine venit pentru persoanele vârstnice și în special pentru persoanele vârstnice singure. O să vă explice în mare doamna director. Bună ziua! Butonul roșu este un buton de panică. Asta este motivul pentru care el este roșu. El se adresează persoanelor vârstnice singure, care nu au în apropiere rude sau chiar nu au nicio rudă. El este apăsat de pe o brățară pe care persoanele vârstnice o au permanent la mână, în situația în care intervine o situație medicală de urgență. Acest buton, prin apăsare, apelează cu ajutorul unui telefon de o generație veche, nu este un telefon de o ultimă generație, apelează call center-ul, unde se află, la capătul căruia se află personal medical, prin apăsare pe ecranele call center-ului se deschide o pagină cu situația medicală a fiecărei persoane vârstnice, individualizată, în funcție de ce simptomatologie are persoana, asistentul medical de la call center apelează în situații de extremă urgență 112 sau încearcă să ia legătura cu persoana vârstnică.
În situația în care persoana vârstnică nu răspunde, nu poate răspunde la telefon, se apelează persoane de referință care au fost stabilite inițial, fie un vecin, fie rude de grad 1-2, prieteni care pot să meargă să acorde primul ajutor în situația în care, sau informații despre situația medicală a persoanei vârstnice. Dacă nu se poate interveni, 112 ajunge la domiciliu. Am înțeles. Mulțumim frumos pentru explicații. Domnul Pușcașu? Eu vreau să pun la ajutorul verde. Păi panică înseamnă, da, panică înseamnă roșu, panică... Și când a sunat domnișoara la 112... A fost butonul roșu și n-a mai salvat-o nimeni. Vă rog, domnul Răzvan Zaharia. Vreau să vă întreb, domnul director, probabil nu a fost atent, acea brățară de tehnologie nouă permite și localizarea? Mulțumesc. Și la a doua întrebare, de ce nu putem să extindem puțin acest proiect și pentru alte persoane, cu tot respectul și e binevenit acest proiect pentru persoane vârstnice, dar de ce nu am putea să extindem puțin acest proiect și pentru persoanele suspecte de niște boli, cum ar fi epilepsie, etc., care este la fel de necesar și pentru ei? Mulțumesc. Este un proiect pilot. După cum observați din... proiectul de hotărâre este un proiect pilot. O să vedem cum funcționează, pentru că ca în orice situație putem să ne facem o părere mult mai bună în momentul în care... Am început cu ei și urmează să... Exact. Mulțumesc. De-aia l-am desfăcut ca proiect pilot. Vă mulțumesc. Doamna președintă? Mulțumim. Doamna președintă? Da. Doamna președintă? Nu știu de unde mă... Doamna Iolanda? Vreau să depun un amendament. Vreau să se numească butonul verde. Avem o problemă. Domnul consilier. Asistăm la o votare. Da. În toată lumea asta civilizată, culoarea asta înseamnă pericol și da, acum să ducem în derizoriu un lucru care mie mi se pare, două secunde, dacă un lucru care este foarte serios, este problema dumneavoastră, dar v-am spus, aș dori măcar puțină decență și să nu trebuie să facem analogie de culori și... Domnul Pușcașu, vă susțineți amendamentul sau putem să trecem mai departe? Butonul verde înseamnă viață. Vă susțineți amendamentul? Votăm amendamentul sau trecem mai departe da, și depășim chiar vreau. Votăm amendamentul domnului Pușcașu până să votăm proiectul. Să se numească butonul verde în loc de butonul roșu. Mai avem propuneri de alte culori ca să știm dacă... Dacă dumneavoastră... Nu votăm amendamentul. Fiecare votează ce vrea. Domnul Pușcașu a făcut un amendament. Îl votăm și vedem mai departe. Lenuța, nu te agita, te rog frumos, plăsnești. Vorbesc la modul foarte serios. Am rugămintea către dumneavoastră să nu ducem totul în derizoriu și să ne batem joc. În situația în care continuați cu acest amendament, în situația în care trece amendamentul, retrag proiectul. Și vă fac răspunzător, trebuie să retrageți înainte sau după amendament, domnul primar. Retrage sau nu retrageți? E foarte important. Nu puteți în puncte de amendament să retrageți. Înainte de a spune legea. E discutabil. Păi nu e discutabil. E discutabil. Pot, pentru că eu retrag proiectul. Nu, președinte. Puteți în momentul înainte sau după amendament? Nu înainte de a se depune la vot. Credeți-mă că am dreptate. Eu înțeleg. Și eu pot să retrag în orice moment. Da, domnul la poate, dar este foarte ciudat că este mai importantă culoarea butonului decât acest proiect.
Eu cred că nu este vorba despre scoare, este vorba despre faptul că dăm în niște situații penibile care nu ne reprezintă pe niciunul dintre noi prezentă la sală. Până acum am crezut că e ceva neimportant, dar văd că două primari văd că mai importantă culoarea decât proiectul în sine. Ceea ce mi se pare ceva. Ideea, dar... Deci domnul viceprimar, e ca și cum ai pune la conducta de gaze să pui albastru. Culoarea albastră la conducta de gaze. De ce m-am atacat așa pentru... Pentru că este o propunere stupidă. De asta. Și nu suport lucrurile de genul ăsta. Nu mai ori e supunem la vot amendamentul și am încheiat discuția pentru că nu o să ne mai încadrăm în timp cu subiecte importante și cu proiecte. Doamne președinte, totuși aș dori să văd înaintea supunerii la vot a amendamentului, vreau să-l văd depus scris la dumneavoastră. L-a depus ora... Nu oral, pentru că consideră altceva și acest domn care chiar el a declarat că n-a citit proiectul, habar nu are, dar vine cu propuneri absolut... Ce pot să spun din nou? Nu, așa, te-ai explicat din suplimentare pentru că nu l-a înțeles. A spus... Până pe mâine acești oameni o să transforme culoarea roșie de la semafor în culoare verde. Da. Și o să spună și bancul cu preotul. Deci asistăm la o habarnă din partea acestui domn. Pentru amendament. Am deschis votul pentru amendament. Domnul Bezeanu, știi despre ce e vorba? Vrei să îndepăm pe bandă reluantă sau ce vrei tu? Vrei să votăm pe... Nu. Domnul Tertanu, aveți deschis să votați orice variantă doriți, am deschis votul, vă rog să votați amendamentul domnului Pușcașu. Că vreau să fie verde, putelul și un roșu, ce n-ați înțeles? Este vorba de numele proiectului, nu știu de ce vă agitați. Deci, nu, numele proiectului, dânsul a propus schimbarea numele proiectului. Nu e adevărat. Pe la, nu am pus atenție. Atât de disperați după culoarea roșie, că nu ați înțeles. Dânsul dorește schimbarea numele proiectului, nu culorii butonului, așa că nici măcar nu sunteți atenți. Cu 8 voturi pentru și 9 împotrivă, propunerea de amendament aplicată. Așa că votăm proiectul, pur și simplu. Închidem votul pentru amendament și deschidem votul pentru proiect. Votăm proiectul numărul 17 cu primul amendament propus. Vă rog să deschideți votul. Domnul Iliescu, vă rog frumos. Domnul Iliescu. Este problema fiecăruia și ce capacități are, așa că nu ne dăm noi cu părerea despre nimeni. Domnul Iliescu. A fost o propunere, dați-l. Dumneavoastră? A fost o propunere din greșit. Domnul Iliescu! Nu putem să terminăm ședința în condiții de vulgaritate la nivelul acesta și de crize și de isterie. Domnul Dobrilă, vă rog frumos, aduceți pe cineva să... Poliția locală! Acestea din jurii, grupul PNL părădește sala. Dar de ce în momentul în care a zis că a plecat primarul jos, că acolo este locul? Nu vă e rușine, domnul viceprimar, când a jignit? Da. S-au referit în biroul meu de acolo, care îl voi ocupa în continuare. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru și o abținere. Proiectul numărul 17. Mergem la proiectul numărul 18. Bun, mergem mai departe la proiectul numărul 18. V-aș ruga frumos. Consemnăm. V-aș ruga frumos ca să continuăm ședința, mai avem câteva puncte în condiții civilizate să